spuneți, da, sunt Jaime Nizal numărul 1. Eu sărbătoresc ziua ungurilor, cu unde am mâncat bogra de la Crasna și de la fosta viceprimarul Caroli. Îi mulțumesc frumos la ungurii maghiari care au făcut multe, multe, fiecare an sărbătoarea ungurilor și a romilor care au făcut organizația, inclusiv și la viceprimarul Michi Fazăcaș Nicolae, care a organizat Zalău ca să fie multă lume la spectacol, inclusiv și spectacolul Festivalul Național. Dar zici, ce ai făcut tu azi aici, la eu festival? Azi, eu azi am mâncat un bograș, aici la primarul Crasnei, și după am mâncat acolo la fostul primar, Zalău. Am mâncat bograș cartof cu carne de porc și am băut și suc. Și am venit aici să vând baloane cu 2 lei și cu 5 lei. Și îi mulțumesc încă o dată la viceprimarul, la Fazăcaș Nicolae și la primarul toți de la comune. Îi mulțumim frumos că ne-au invitat la bograș, la mâncare bună. În fiecare an, în 2015, și am o să așteptăm și în septembrie tot cu votările cu UDMR-ul, tot aici, în spatele primăriei. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult azi? Astăzi? Mie mi-a plăcut astăzi că am vândut baloane, am mâncat bine, mulțumesc Dumnezeu și la UDMR-ul, încă o dată la Fazăcaș Nicolae. Ai dansat? Ce ai făcut? Da, am dansat, m-am distrat foarte bine și îi mulțumesc încă o dată și la primarul de la Crasna, care ne-a invitat, și la primărița Boghișu, care e primară la Boghiș. Ce ai mâncat acolo? Bograș, tot acolo am mâncat bograș. Trei porți am mâncat, una la Boghiș, Crasna și UDMR-ul am mâncat. Și îi mulțumesc încă o dată și la voi, ZTV Zalău, că voi sunteți fanii mei, totdeauna a fost alături de mine, dar și eu să fiu alături de voi încă o dată. Și așteptăm și anul ăsta, pe septembrie, tot cu UDMR-ul să fie aici, în spatele primăriei, cu spectacol și cu mâncărurile. Mulțumesc frumos! Hai, mi-a dat numărul 1!